Am revenit la Realități Rurale împreună cu Mihai Tatulici, cunoscut jurnalist. Nu l-ați mai văzut de mult, îl vedeți acum la Agro TV. Are multe lucruri de făcut, ne-a și povestit în prima parte. Are, iată, și proiecte pe fonduri europene pentru zona rurală, pentru statul românesc. Și aici te-aș întreba, Mihai, un pic ce înseamnă aceste proiecte? Ce cuprind aceste proiecte? O mulțime de lucruri. AFIR-ul dă bani pentru... Știi ce înseamnă Corect. AFIR-ul. Corect, procedura o știm, da. Da, AFIR-ul dă bani pentru pensiuni, pentru centre culturale, pentru mici complexe de entertainment pentru, și de joacă pentru copii, da, parcuri. Pentru vârsta a treia, cred că sunt... Probabil că sunt, dar sunt multe variante. În general, banii se iau pentru dezvoltare agricolă. Ferme, foarte mult să-și facă acum ferme de zmeură, de fructe de pădure, când sunt mai bănoase, cu complicațiile de rigoare, că sunt și eu lângă un proiect pe care îl consult de când a început și e foarte complicat. Adică la noi e mai complicat, zici tu, decât în afară? Sau? La noi este foarte complicat pentru că noi avem un obicei românesc să ne scumpim la tărâță și să fim generoși la făină, știi? Deci nu se poate așa ceva. Deci am fost la discuțiile inițiale ale proiectului, eu sunt consultant și am spus țăranului respectiv, domnule, vrei să faci o treabă ca lumea? Da. Bine. Răspundem la trei întrebări. 1. Ai culegători în zonă? N-am. Are 6 hectare, reține. Bună de lucru. 6 hectare. 6 hectare de zmeură mori acolo. Mori. Trebuie să-l iei... Da. Ai mână de lucru? N-am. Atunci este obligatoriu să ții mașină de... Cules. Păi zice, nu mai pot pentru că eu mi-am comandat plasa de protecție până la înălțimea de 2,5 și mașina aia e 3,5. Și zic, ce contează? Modifică proiectul, dă-o dracu, mai mărești tijile încă cu un metru. Un metru, da. Urahat. Pierzi enorm. Nu, că mă descurc, eu văd, fac. Bine. După un an de la proiect mă cheamă, zice, domnul tatăl, zice, am greșit. Ce ai făcut? Păi anul ăsta n-am reușit să culeg decât jumătate de tonă de zmeură. Și restul a rămas în... Restul la revedere. Păi bă, băiete, te-am avizat de la ți-am început. Ți-am explicat. Da? Zice, acum ajutați-mă, gata. Ascult, fac tot ce trebuie. Zic, nu mă asculta pe mine, că eu lucrurile astea le-am aflat de la italianul care lucra pentru tine. Că noi nu avem echipamente pentru asta. Erau italienii cu echipamentele și spaniolii cu zmeura. Mm-hmm. Că noi nu avem nici soiurile astea. Da. Căpșunile, că e mai complicat. De la, vin de la, da, la șase hectare de zmeură trebuie cel puțin 4 tipuri de zmeură ca să fie, cum să spun, coacerea succesivă, că altfel mori. Păi să da, le culegi pe toate odată, știi? Înțelegi, tu înțelegi că face agricultură mai multă decât mine. Și omul zice, gata, de acum ascult. Bine, atunci am o rugăminte la tine. Cumpără-ți un tractor pentru că tu nu ești capabil să stârpești buluiana din această fermă. Și în 2 ani de zile, zmeura moare. Sufocă, da. Pirul o omoară. Doamne, tractorul e scump. Doamne, nu poți să lucrezi la săpăligă, frate. Să dai ca pe vremuri, da. Stai cu... Dai în bâlbâială. Ia-ți tractorul ăsta care are niște mecanisme hidraulice în față, face, drege. Rămâne foarte puțină manoperă, ca să zic așa, adică muncă manuală. Pe lângă, că, da. Pe lângă. Nu. N-a făcut. Iar a economisit așa din calitate. Așa sunt mulți, așa, să știi. Să nu, majoritatea. Știu și eu multe proiecte. Exact. Majoritatea sunt așa. Lor. Da? Încăpățânați. Evident. Show-ul, nu că încăpățați. Și neîncrezători. Și după ce pleci, face mișto de tine. Zice, da? Ăsta crede că eu am bani de a zvârlit, așa, nu știu ce. Și bineînțeles că o să o ia... Asta vine din trecut, cred că de la noi, asta, nu știu, meteacne, cum să o numesc, nici măcar, e în ADN. Românul este șmecher. Dacă e șmecher, el crede că e și inteligent. Dacă se crede și inteligent, nu mai are nevoie de consultanță. Asta e un mecanism foarte simplu. Și o să râzi, românul e foarte dotat nativ,
Este creativ, este inteligent, este foarte speculativ, dar are mari probleme. Minte, nu-i place să muncească mult, nu-i place să muncească mult. Lui îi place să muncească puțin și cu spor foarte mare la bani. Spor foarte mare la bani. Păi face din asta să dea tunul, ce să fac? Evident, păi, da, e așa. Bine, și au fost momente, tu ții minte că au fost momente până 90 imediat, până în 2000 se puteau face, încă mai mergeau lucrurile astea, dar acum s-au așezat lucrurile, adică până la urmă o afacere să fie profitabilă nu mai e profitul ăla care știai tu de 50-60%, un profit de 10-15% evident, se pare evident. Voi lucrați, bănuiesc, și cu ministerul, nu? Sigur că da. Avem se cheamă Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Rurale, da? Așa da? Este titulatura. Vreau să spun ceva. Nici agricultura românească nu evoluează în parametrii pentru care are potențial și nici ruralul. Deci ministerul ăsta îndeplinește toate condițiile pentru a fi desființat. Tot așa cum îndeplinește toate condițiile pentru a fi desființate toate direcțiile agricole județene. Astea sunt cum se cheamă aia care suge sângele? O căpușă. Sunt căpușele comunismului. Da, deci, direcțiile agricole județene... Am un proiect european într-un județ în care am descoperit că aceste căpușe mănâncă pe lună o tonă de pește proaspăt. Tu realizezi? Deci nu l-a figurat. Băi, eu fac un proiect de piscicultură și acvacultură, da, și adun datele de cercetare și descoper că toți șmecherii de la AMP, Agenția de Pescuit și Acvacultură, Direcția Agricolă, mănâncă o tonă de pește proaspăt din cele 12 lacuri din județ. O tonă. Are balta pește, nu? Deci fără bani, fără nimic. Sunt 12 tone pe an. Mult. Bă, ăștia trebuie împușcați, mă, că asta e până la urmă tot hoție. Sunt mai răi ca și cormoranii, să înțeleg, nu? Cormoranii sunt niște bieți copii pe lângă hoții de români. Doamne, ferește. Da, apropo de fonduri europene, pentru că și noi avem multe exemple și noi le-am tot încercat să le popularizăm, în sensul de așa, nu? Ca să bă, sunt mulți fermieri minunați în România. Sigur că da. Sunt mulți și străini. Îi cunosc. Care fac cunosc treaba... olandezi, cunosc francezi, germani, nemți, minunați. Bă, cum să spun, să te închin la ei ca la soare. Și români, foarte și-au găsit aici, români. Pentru că de-aia au venit aici, au găsit niște pământuri care nu le au. Ei sunt niște nebuni. Ei sunt niște pioniere în vestul sălbatic. Înțelegi? Restul este România care li se opune, care îi încurcă, care își bate joc de munca lor, de idealurile lor. Păi, ăsta e motivul pentru care eu am hotărât la 65 de ani să ies din televiziune, să nu mă mai întorc, pentru că mi-am dat seama că sunt în pericol. Eu urma ori deci, să fiu arestat, într-o zi ai zis gata, nu? Ori să fiu arestat, ori să fiu amendat pentru fiecare vorbă pentru care gura ta, cum s-ar spune, nu? Pentru că eu nu aveam în gură decât înjurături de mamă. Și condamnări la moarte. Poți să îți imaginezi așa ceva? Dacă vezi pe unul că își bate joc de țara ta și de localitatea ta și de altele zeci de ani, ce altceva să-i faci decât să-l omori? Da, nu? Poate, adică te aduce la gesturi extreme. Mă, alea se pot și aduna într-un rechizitoriu. Se poate da și o sentință. Dar noi n-am pornit bine, oare după 90? De fapt, deloc. Lucrurile astea vin din spate, nu? Am ne-au ajuns foarte din rău. Am primit libertatea pe degeaba. E ca banul câștigat la poker. Dacă n-ai făcut efort pentru el, știi cum dispare. Ai avut o mână ca un bună fum. Și gata. Dispare ca un fum. Așa și libertatea. Am primit libertatea fără niciun preț. Noi n-am plătit un preț adevărat pentru libertate. Da? E ieftină. Da? Trept care în România... Cum să spun? Te poți bălăci în libertate. E în exces. Ești dezamăgit? Te simți dezamăgit? Eu nu. Eu îmi văd de viața... Împăcat? Eu văd de viața mea... Nu sunt împăcat. Sunt revoltat că oamenii nu înțeleg că schimbarea trebuie făcută într-un ritm accelerat. Românii pierd foarte mult timp. Nu numai bani. Pierd zeci de ani, mă. Asta e valută. Păi suntem 31. E valută, mă. Cum să... Nu treci munții în 30 de ani, măi, popor idiot. Cu tot cu conducătorii tăi la fel.
cum să nu treci munții, mă, în 30 de ani? Dracu să o ia de autostradă, că chemam miniștrii autostrăzilor din toată lumea și tot o făceam. Însă poate n-am putut, ceva. N-am vrut sau nu, că mulți spun că nu ne-au lăsat alții. Ți-aduce aminte de amărâtul ăla de Ponta care a zis că nu a făcut autostrada, că i-a fost frică că l-arestează? Da. Ce să aresteze, mă, un securist amărât, că l-a nici arestat nu merita. Tată, mânca la mama de prostănac. Deci, de-aia nu fac televiziune, că nu mai suport. Am înțeles. Prefer să mă duc acum să mă întâlnesc cu cineva. Și că dacă se uite CNA-ul, adică se uite CNA-ul la emisiunea noastră, să ne spună. Poți să... Dacă le transmitem, dacă te cheamă, fă-mă o plăcere. Te chem cu mine. Eu am momente da. Când... Te iau cu mine, nu e o când problemă. Nu mai îmi place să mă distrez singur. Să ne distrăm în comun. Dacă te cheamă la CNA să te amendeze, cheamă-mă că te apăr eu. De acord, să vezi ce o să te distrezi, că eu le-am mai făcut lor pocinoace de astea. Satul românesc în momentul de față e într-o situație care nu e așa de plăcută după cum l-am descris aici și într-adevăr sunt exemple punctuale și prea puține pentru ce înseamnă o transformare. Cum ar trebui să fie, bun, nu că trebuie să învățăm pe alții, dar cum ne-am dorit sau cum ar trebui să fie, cum vrem noi să fie satul românesc în momentul 2, momentul viitor, nu știm. Mâine, poimine, nu știm. Poimine. Nu știm. Noi am început acest drum după Revoluție fără să știm încotro. Unde, ne ducem, unde mergem, nu? Fără să realizăm, pentru că în România conducătorii știu puțin antropologie și sociologie și sociometrie, că trebuie să ai date și corect. Evaluări, da? Ei nu știu că modelul occidental e greu să se prindă din prima la români. E o diferență temporală. O diferență mare. Uriașă. Acolo primează calitatea instituției, aici nu primează nimic. Aici omul face nici, ce vrea. Nici, nici, da? Nici. Cum dracu să întâlnești cele două realități și să se pupe? Aici trebuie etape intermediare de educație, standarde construite, învățate, transmise. Vrei să fii un brucan să-mi spui cam câți? Nu, nu. Brucan a fost un papagal, mă, da, 25 da. De ani, abar n-avea. El știa comunismul, el nu știa cât costă comunismul și cât e să treci din comunism în democrație și în capitalism, pe bune. Noi mai avem la îndemână, după părerea mea, cam 100 de ani. Ești convins? În acel moment vom ajunge cam ca Estonia și Letonia. Atenție că astea ne-au luat atât de mult și... înainte, încât, de când au scăpat, încât le vom ajunge din urmă pe ele. Nu, să nu-ți imaginezi că ajunge din urmă Slovenia sau Austria. Sau... Slovenia, Slovacia sau, mă rog, chiar și asta mai din zona asta de lângă noi. Dar, apropo de condițiile astea, într-adevăr, poate că exemplele pe care ai dat fostele state, cele trei țări baltice care sunt în zona aia, cu toate că au avut lângă ei influența rusă și așa mai departe, dar parcă n-au fost chiar așa de cheliți, în ghilimele. Nu e adevărat. Ei sunt esențe tari. Noi suntem esență moale. Noi, în Miorița, plângem că am auzit că ne omoară ciobanul ungurean, da? Da, înainte să se întâmple. La Eston, Letoni, nu că nu plâng. Îl omoară pe ciobanul ungurean în doi timp și trei mișcări, îl fac tocăniță. Popoare tari, de forță. Sunt teutoni, mai pe da, șleau exact. Spus, da? Ăia sunt adevărați. Noi suntem de ăștia, miurlăim. Plângem la Miorița. Să avem o Miorița în continuare, în continuă desfășurare, nu? Da, bineînțeles. Noi suntem miorlăitorii Balcanilor. Ai fost acasă de multe ori și ai văzut trecerea ta din București, drumul până în Bucovina, te duce prin toate zonele. Ești aici pe zona de Buzău, Focșani. Mă, că am văzut Urci. 1600 de sate din cele 2250 de comune din România. Ți-ai calculat în câte ai reușit să faci? Eu am toate agendele, de reporter din 1970 până azi. Eu am totul acolo. Și rețetele de mâncăruri și alte chestii. Ai putea să le scrii. Am aproape, le-am și tipărit. Am 600 de carnete de reporter. Din 70 până am ieșit la pensie. Da. Am tot. Am tot acolo. Nu am niciun oraș din România în care să nu fi fost de minimum 10 ori. N-am niciun.
Bine, tu ai văzut... 48 de ani de muncă m-au purtat peste tot. 48. Da, mulți înainte, că încă nu ești... Chiar dacă zici tu că te-ai retras așa, ești foarte activ, nu? Nu-mi spune. Mi-am ales lucrurile care îmi fac plăcere. Facem proiecte. N-ai putut europeane să faci lucrul ăsta tot timpul, adică în tot decursul carierei tale n-ai avut libertatea asta întotdeauna. Nu. Mai mult decât atât, am avut chiar și adversitate. E drept că eu cu agresiunea mea nativă mi-am rezolvat toate problemele de adversitate. Sigur că înseamnă bărbătește și astea un cost. Da. Da, mi l-am asumat, ce vrei. Nu-mi place să-mi sufle nimeni în nas, știi? Am înțeles. Tot vreau să te întreb un pic. În zona asta există o presă agricolă, o presă care scrie despre agricultură, despre satul românesc, un pic mai puțin cunosc despre satul românesc, mai mult despre zona agricolă și comentează despre fermier, despre cum își fac treaba și așa mai departe. Eu am găsit aici și recunosc că cei 4 ani de când sunt aici, am găsit o oază de jurnalism pe care l-am învățat în anii 90, atunci când am învățat eu prima oară. Tu ești o natură optimistă cu ușoare nuanțe de naivitate. La tine ceea ce e gri, e ușor... E mai spre colorat. Roz. Da, da, mai spre da colorat. Zi viziunea ta optimistă. Nu, vreau să-ți spun, într-adevăr, sunt un optimist și ai văzut foarte bine lucrurile și ne știm vorba de atâta vreme, dar în zona asta de presă agricolă, pe mine, eu mă regăsesc pentru că pot să fac niște lucruri pe care nu l-aș putea face în ziua de astăzi să spun lucrurile pe nume. Aici pot să le spun. E posibil să ai dreptate, nu te contrazic, nu cunosc presa dedicată agriculturii mai deloc, deși mă uit din când în când la emisiune, că sunt obligat de proiectele pe care le fac. Trebuie să te informezi, da. Dar nu-mi dau seama. S-ar putea să fie mai puțină aroganță aici, deși nu-mi dau seama că e foarte complicat. Eu, de exemplu, n-am reușit nici când am plantat păduri, că am plantat cu asociația mea 800 de hectare de păduri, n-am reușit să convin pe români să protejeze pădurea. Mi-e greu să-mi imaginez că voi, chiar dacă sunteți de bună credință, ziariștii, noi încercăm, da, agro, așa veți determina țăranul român să bea mai puțin și să se spele mai mult. Aici mă îndoiesc. Mă îndoiesc. Nu, nu te supăra. E deranj. E deci, și de altfel, ca să spun ceva, eu mă gândesc cu groază că o să vină o zi în care urmașii o să ne reproșeze. Mă, nenorociți-o, voi n-ați fost în stai să învățați. Mai suntem noi? Să se spele. Nu, mă, vom fi morți și livizi, dar o să ne reproșeze urmașii. O să simțim lucrul ăsta, probabil. O să simțim lucrul ăsta, da. Mă, nenorociți, n-ați fost în stare să învățați să se spele. Uite că n-am fost în stare. Ce ne-ați lăsat? Cam așa ceva, nu? Da, da, da. Generațiile care vin acum, noi ne uităm. Vin generații care sunt, din punct de vedere al tehnologizării sau mai bine zis a folosirii tehnologiei din ce în ce mai pricepute decât noi. Noi recunosc că am trecut prin prima oară când am văzut calculatoare, cred că erau până 60, nu? Cam așa au apărut pe la noi, 60, independenturi, Felixuri, C512 și alte lucruri și ocupau o încăpere cam cât e studio. Acum orice telefon e mai puternic decât asta și oferă și și calculatorul și televizor. Nu înseamnă avansul tehnologic, nu înseamnă mare lucru. Tu vezi că jegul coexistă cu telefonul digital smart? Tu vezi că beția coexistă cu tehnologia? Lenea coexistă, minciuna coexistă, corupția coexistă. Cu tehnologia de vârf, de top, da? Pentru că ele nu fac atingere moralității națiune. Înțelegi? Ele sunt instrumente reci. Păi nu interesează dacă națiunea are morală sau nu are morală. Dacă cultura ei, datinile, obiceiurile ei, care toate înseamnă etos, dacă etosul e de bună calitate sau nu. Da? Da. Pe telefon nu-l interesează că românul îl folosește ca să mintă. Sau să bată câmpii. Tu știi aici că, sensibil, 61% din convorbirile telefonice din România nu comunică informații? Da, nu spun nimic. Așa e bla bla. Da. Să ne auzim. 61%. O socializare stupidă de asta, de gen oaie contra oaie. Becă e oaie, becă e cealaltă oaie. Deci, suntem în domeniu, da. Mă, noi dacă nu ne privim, eu am câțiva stâlpi în cultura mea
de care, cum să spun, mă apropii cu sfială ca în fața unei biserici. Eu nu pot să uit că în 1931 Cioran scria jumătate de pagină de carte despre intelectuali și spunea că s-a săturat de inteligența intelectualilor români. Români, da. Pentru că nu sunt nici nebuni, nici geniali, nici curajoși, nici nimic. Sunt aceiași astăzi, frate, din 31 până azi. Nu sunt în stare să preseze națiunea, să-i schimbe etosul. Știi că... Asta era menirea, adică asta ar fi menirea lor într-o societate. În istorie. Intelectualitatea, că dacă tot a murit Marx și Lenin și mamele lor, da. Acum știm că nu popoarele fac istoria, ci elitele, da? Corect. Elitele astea trebuiau de multă vreme să producă modificări în etosul românesc. Nu miorlăim, suntem curajoși. Nu suntem lene, suntem harnici. Nu suntem murdari, suntem curați. Și sunt mecanisme. S-a făcut acum o cercetare pe 100 de popoare, inclusiv românii, în care se spune că românii sunt extrem de creativi, extrem de creativi, la același nivel cu englezii, americanii și nemții. Atenție! 100 de popoare sunt în cercetare. Asta e și pe net în România. Numai că la capitolul minciună suntem printre primii, la capitolul lene suntem... Noi nu muncim decât supramotivați. Dacă avem deci, ceva în plus. Da, nu. Există mai multe mijloace de supramotivare. Una e hoția. Una e hoția. Dacă îl lași să fure, e fericit. Poți să-i dai și leafă mai mic. Da, e un fel de drog sau ce? Nu. E un obicei istoric. E etos ancestral. Ancestral. Cultura corect. Românului conține hoția. ADN-ul acolo. O oare, nu te supăra, minciuna la fel. Decebal e primul mare mincinos român, cred că Burebista e mai înaintea lui. Înaintea lui, da. De câte ori l-a păcălit pe împăratul Traian și i-a luat meșteri, unelte, diverse chestii și a promis că nu mai face nebunii și tot degeaba. Așa s-a ajuns la al doilea război dacic. Decebal e primul mare mincinos român. Deși era numai dac. Mai avem câteva minute, Mihai, și îți mulțumesc încă o dată pentru discuție. Vreau să tragem o concluzie. Hai, nu definitivă. Nu pot să cred. Nu, nu. Asta ți-a venit ție acum să tragem concluzii? Nu, vreau pe ce să tragem spun, concluzii? Să spun pe ce, că lasă-mă că mai n-am terminat. Zi. Tragem o concluzie. Spuneai de etosul român. Se poate schimba prin intelectualitate și prin oamenii care... Înainte veneau, intelectualitatea venea și din zona rurală, pentru că au fost mulți. Asta e reforma lui Spiru Haret, care a dat rezultate punctuale, parțiale, parțiale. Atât. Ce trebuie făcut sau ce se întâmplă acum? Avem vreo șansă? Avem. Totdeauna o națiune are șanse sau moare. Că se mai întâmplă și de asta. Sunt națiuni care au murit de-a lungul istoriei. Da. E o imagine apocaliptică asupra ce înseamnă România, dacă vrei să... Nu, lucrurile sunt mult mai simple. Dacă fibra națiunii e de slabă calitate, ea se dispersează. Aduți aminte cât de puternici au fost slavii, câte popoare au pus slaba lor uriașe și le-au slavizat. Da. Le-au slavizat. Nu uita că 17,6% din lexicul limbii române este de origine slavă. Nu uita că noi spunem da în loc să spunem si. Si, da. Da? Pentru că a venit stăpânul slav și a zis... Învață limba slavă, că dacă nu, te belesc. Am înțeles. Tu ai făcut rusă? La... Eu am făcut germana pentru că eu vin din Bucovina. Acolo, da, acolo era o influență, da. Acolo era tradiția. Să învăța germana din clasa... Ai mei părinți au făcut. A patra până la terminarea liceului. Am înțeles. Mulțumim. Deci se poate. Dacă avem nu apar resurse suplimentare ale elitelor românești, rezultatele vor continua să fie catastrofale. Asta e concluzia mea. Noi nu mai apucăm să vedem, dar probabil că peste 100 de ani vom simți, cum spuneai... Tu ai ceva șanse să prinzi finalul, fiind mai tânăr. Cum e ziua de COVID-ul cu ziua de astăzi, nu mai glumesc. N-am vrut să spun lucrul ăsta, da. Îți mulțumesc că m-ai primit. Eu îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația și chiar mi-era dor să te văd după atâția ani de zile și... Faptul că tu, într-adevăr, ai evitat cât de mult, și asta este adevărat, așa, zona publică,
mă face să fiu onorat de faptul că astăzi în emisiunea Realități Rurale am putut să vorbim de niște lucruri care tu le spuneai în general în ceea ce făceai în tot timpul. Timpul. Tot timpul. Eu așa este. Vorbesc aceeași limbă. O tot să râs. Dar unii au uitat, o să știi. Au uitat lucrurile astea. E adevărat. Mulțumesc frumos. Mulțumesc, Mihai. Cam asta a fost Realități Rurale de astăzi. Mihai Tatulici, jurnalist, scriitor. Îi mulțumim.